La finele săptămânii trecute, la Dej, s-a desfășurat primul turneu oficial din acest an, turneu ce a contat pentru seria Vesta Diviziei A2 de volei masculin. Cum acest sezon competițional pentru CSM Suceava a reprezentat doar un singur meci jucat la finele lui 2020, joc câștigat în fața celor de la Provolei Arad cu 3 la 2, elevii antrenorului Tudor Oroșanu abia așteptau să se desfășoare. În turneul clujean, CSM Suceava a disputat două partide cu CSS Lapidej, unul în restanță din prima parte a campionatului și un meci cu provolei Arad. Tinerii jucători suceveni au dat măsura talentului lor și au câștigat toate cele trei dispute. CSM Suceava a deplasat la Dej un lot format din Marius Gontariu, Alexandru Verciuc, Marius Bortă, Răzvan Dănilă, Gabriel Albu, Vlad Ștreangă, Alexandru Roman, Cosmin Bogian, Denis Croitor și Andrei Curic.